Salut, Scorpion! Voi face citirea pentru relații, pentru relațiile din luna decembrie ale unui bărbat din născut cu ascendent zodie în Scorpion. Haideți să vedem. Folosesc oracolul Lenormand. Aveți aici un contract. Deci, s-ar putea să fie un contract care vă interesează, ceva care este foarte important pentru voi. Poate fi vorba de un contract într-o afacere, o asociere sau poate chiar o logodnă, o căsătorie. Și iată casa, prietenul, voi sunteți în centrul. Sicriul, norocul, copil, și crucea. Aici pe asta așa de bine, dar aveți și celelalte. Deci vom vedea. Vorbim despre o veste. S-ar părea că voi veți primi acasă un călător, o persoană care vine și va aduce o veste, o informație, ceva care este benefic pentru voi. Această informație s-ar putea să fie legată și despre o casă care vă interesează. Dar această informație este adusă de un prieten, o persoană, am putea spune, care va aduce noroc. Deci, acest noroc este prin informația pe care o aduce, dă un aspect foarte benefic pentru voi. Este o casă, am zice, care sugerează și norocul, da, vorbim de noroc. De ceea ce ați spera să fie foarte bine, ceva, un aspect la care v-ați fi așteptat și este ceva pe care voi îl așteptați. Adică să vi va primiți această informație despre această casă din partea unui prieten, totul norocos și este o așteptare pe care voi o aveți. Ați făcut, să zicem, eforturi pentru a ajunge la o finalitate, la o transformare, la o regenerare, la o situație benefică pentru voi, deci o schimbare care să vă ajute. Ați făcut aceste eforturi. În primul rând, aceste eforturi au fost susținute de un amic, dar totuși este un amic care poate să aibă o problemă de sănătate. Și totuși, poate fi vorba și despre un copil care poate să aibă o problemă de sănătate și voi vă faceți tot felul de griji pentru acest copil. Deci, acest, să zicem, poate acest prieten va aduce la cunoștință
veți primi o schimbare, se va întâmpla ceva, o renaștere legată de acest prieten care părea să fie bolnav și despre un copil care s-ar putea să aibă și el o problemă de sănătate. Voi sunteți foarte îngrijorați legat de acest copil. Aproape că lăsați aceste șanse ale voastre pentru o casă, le lăsați cumva în spate și vă interesează foarte mult soarta acestui copil. Și voi aici aveți o situație destul de dificilă, fiindcă aveți o cruce. O cruce care pică chiar într-o zonă a, să zicem, sacrificiilor voastre, a greșelilor, a nedreptăților pe care le-ați suportat. Și întărește parcă ceva cu un aspect karmic, că este legat de soartă, de sfârșit, ceva dureros care se va întâmpla, dar, așa cum am spus, aici acest aspect de ceva dureros care s-ar putea întâmpla pentru voi, s-ar putea să se transforme, să fie o schimbare benefică. Deci, acest buchet și norocul poate să vă aducă o schimbare benefică, o șansă extraordinară. Deci, asta putem gândi. Crucea este în diagonală cu acest sicriu, cu eforturile voastre de a depăși aceste nedreptăți, situații dificile. Dar uitați-vă că aveți aici două aspecte extrem de benefice, norocul și buchetul, care ar trebui să vă aducă o schimbare, care să aducă bucurie, fericire și aici ceva care să vină pentru voi ca o șansă extraordinară, ceva în care, am zice, nici nu v-ați fi așteptat, dar uite că se întâmplă. Acest călător, da, care vine aici pe poziția aceasta, dă un aspect foarte benefic. Poate că vine cu un contract, poate că vine cu o propunere, ceva care este foarte benefic pentru voi. Primiți răspunsuri pozitive, fiindcă vine pe o poziție bună, o poziție pozitivă, atunci el va da niște răspunsuri pozitive, benefice. Poate să fie și o informație pe care o primiți legată de schimbare și de sosirea unei persoane care va aduce fericire, o persoană care vă dorește binele și, bineînțeles, o persoană care poate să fie legat de voi, de familia voastră, să fie fiul vostru sau poate să fie o persoană care este fiul vostru, dar să vă anunțe venirea unui copil. Deci dă un aspect destul de benefic. Să anunțe o naștere. Să vedem ce spun și runele pentru voi. Deci, în final, așa cum am spus aici, toată această zonă dă un aspect foarte benefic legat de casă, de reușită, de împlinire, de ceea ce urmăreați, vă făceați voi planuri. Și aici ceva tensionat care vă face să fiți grijuliu, să vă gândiți la un copil care s-ar putea să vină un copil pentru voi. Să vă aducă bucurie, într-adevăr, acest copil poate să fie pentru unii un nepot
Și teamă că s-ar putea să fie o problemă de sănătate, o problemă care să umbrească acest eveniment, dar având aici trifoiul, ne gândim la o rezolvare extraordinară, la ceva care vă rezolvă foarte bine. Și uitați-le că le aveți aici, deci sunt niște situații, dar să vedem dacă asta nu e de citit. Păstrez absolut numai cele care sunt clar așezate într-o poziție în care pot fi citite. De obicei le las în poziția în care au căzut și vi le ridic și le arăt. Iată, aici reprezintă persoane, indivizi, oameni care s-au băgat și ei în seamă, cunoscând ceva din situațiile voastre, ceva ceea ce urmăreați voi, v-au făcut niște oferte, dar aceste oferte, mare atenție, fiindcă ei urmăresc să vă păcălească și fiind niște persoane nesigure, este bine să le marginalizați astfel încât să nu pierdeți. Dacă este o relație, atunci o femeie care sau un bărbat care își arată, eu știu, sentimentele pentru voi, din nou este bine să fiți foarte atenți, fiindcă s-ar putea să fie o capcană. Este bine să mai lăsați timp să treacă, astfel încât să puteți să aflați clar ceea ce urmărește celălalt, ceea ce vrea, ce își dorește. Și, bineînțeles, aici aveți un aspect important care este legat de o pierdere. Ar trebui să arate căldură sufletească, dar s-ar părea că nu este vorba de așa ceva, este vorba de o relație care de fapt era decât o aventură și voi nu v-ați dat seama și uitați-o cum se potrivește cu asta. Sau o afacere care de fapt v-a adus o pierdere. Și totul pleacă de la o femeie, da? O energie feminină, o femeie care știe să-și folosească intuiția și știe să vă atragă în niște capcane. Deci trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă această femeie își urmărește interesele ei, își urmărește egoismul, răutatea și nu va aduce nimic benefic. Și aici totuși aveți o rună care vă oferă divinitatea, este o schimbare. Este ca o piatră de hotar. Ceva se întâmplă în viața voastră, această rună vă ajută să scăpați din această situație, dintr-o pierdere, dintr-o relație care este ca o aventură, unde să știți că nu puteați să faceți absolut nimic, trebuia să așteptați, nu aveați nicio șansă, dar acum cu această runa schimbării, șansa vă surâde, exact ceea ce am și spus. Și aici am partea asta, șansa vă surâde și aici unde aveți această cruce și ar trebui să vă temeți de această poziție, fiindcă cade chiar într-o poziție negativă, totuși această rună vă spune că ceva se va schimba și aveți aici acest noroc și aceste aspecte benefice care cu eforturile pe care le faceți puteți să aduceți aspectele benefice pentru voi, să ieșiți din această încurcătură pozitivând cu un aspect pozitiv pentru voi. Și, bineînțeles, să vă pregătiți pentru o schimbare, o relație nouă, venirea unui copil în familie, ceea ce am și spus aici, poate să apară un aspect de genul ăsta, venirea unui copil, și voi să fiți foarte bucuroși de acest aspect. Și de o rezolvare, la fel, neașteptată. Sunt lucruri care vin neașteptate.
Eu vă doresc numai bine și nu uitați, dacă vă ajută aceste citiri, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc. Deci aici este o rună care pozitivează totul și vă aduce ca o piatră de hotar. De aici încolo viața voastră va fi altfel. Vă doresc numai bine!